eveniment emoționant astăzi la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. În prezența președintelui Consiliului Județean Brașov, a directorului colegiului, a membrilor Academiei Române, a elevilor, dar și a invitaților speciali la acest eveniment, s-a dezvelit bustul fraților Lapedatu. Cei doi gemeni, Alexandru și Ion Lapedatu, au aparținut unei ilustre familii transilvănene. Născuți pe 14 septembrie 1876, rămași de mici copii orfani de tată, aceștia și-au croit un rost în viață, luptând din răsputeri pentru a-și afirma calitățile și virtuțile. Foști elevi ai Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov, aceștia au ajuns să aibă printre cele mai importante funcții din țară. Ambii au fost membri ai Parlamentului României. Alexandru a fost desemnat ministru al Cultelor și Artelor, începând cu anul 1923, și a deținut această funcție pe parcursul a 4 guvernări, iar Ion a fost ministru de finanțe, ulterior fiind în conducerea Băncii Naționale ca director, viceguvernator și guvernator. Este un eveniment care creează o punte peste timp, o oglindă a timpului în care trecutul și prezentul se contemplă reciproc, astfel încât prezentul poate să devină conștient de istoria semnificativă pe care școala noastră o are. Este un moment de maximă emoție, două personalități ale Brașovului, poate cele mai mari personalități care le-a dat Brașovul vreodată. Vorbim de frații Lapedatu, care în parcursul vieții lor au ocupat diverse poziții, fie de președinte al Academiei Române, unul dintre ei, fie de guvernator al Băncii Naționale. Alexandru Lapedatu este cel care a făcut trecerea de la România democratică la România totalitară, care l-a și băgat în pușcărie. A fost secretarul general al Academiei în vremea cea mai grea, în vremea în care Academia se preschimba și devenea o Academie care nu mai era a poporului român. Unire cu cei